Accidentul a avut loc în această dimineață în apropierea de orașul Sângerei. Șoferul spune că a fost orbit de luminile unei mașini care venea în întâmpinare. Din spusele șoferului zice că l-a orbit cineva, nu știu, nu pot să vă dau careva detalii că nu cunosc. Trei echipaje ale pompierilor și salvatorilor veniți la fața locului au avut grijă să asigure paza antiincendiară, deci în urma acestui incident, incendiu nu s-a produs. Din vine era mai rău și puteți să aprinde aici, puteți și bom prăpăt mare. De când m-am trezit, n-am văzut așa. Eu m-am trezit din 57 și n-am văzut așa cazul. Cred că o adormit la rol. Angajații firmei de transport au venit la fața locului să ridice marfa și vehiculul avariat. Păi o scoate motorina de aici și o punem în mașina asta. Dormul s-o îndrept și putem lua de aici mașina, să putem face. Pentru a opri scurgerea de motorină în apa râului Ciuluc, cei de la Situații Excepționale au construit un baraj. Apa în două cu motorină va fi pompată de autospeciale. Ecologiștii urmează să stabilească valoarea daunelor aduse mediului. Pe cazul dat va fi întocmit un proces verbal cu privire la contravenție. Administrația întreprinderii care se face vinovată de comitere contravenției va fi sancționată cu amendă de la 7.000 la 10.000 amendă. Cazul este cercetat de poliție.